Dinamo a disputat pe 5 octombrie 2000 un amical la Oltenița cu formația locală. Trebuia să fie un amical ca oricare altul. Marin Hâldan, tatăl capitanului dinamovist, a lipsit de la acel meci. A fost singura partidă a fiului său la care a absentat. Din păcate, la mijlocul reprizei a doua s-a întâmplat tragedie. Cătălin Hâldan s-a prăbușit pe teren și meciul a fost întrerupt. Toți cei prezenți și-au dat seama că se află în fața unei situații dramatice. Hâldan a fost pus pe o targă și dus la ambulanță, apoi transportat la spitalul din Oltenița. A fost, din păcate, prea târziu. Unicul capitan al lui Dinamo a decedat în drum spre spital. Dinamo pierdea poate cel mai devotat jucător din istoria sa, Cătălin Hâldan, unicul capitan. Pentru băiatul meu să vă... Te bateți pe toți. Eu vreau mult de tot să câștigați să mergeți în primăvara Europa. Știți cât mă încălzesc de când văd jocurile. Mai e cineva? Puțin dintre jucătorii lui Dinamo de acum au fost colegi cu Cătălin Hâldan, dar toți se gândesc la el înaintea fiecărui meci, după fiecare gol și când sărbătoresc cu galeria fiecare victorie. Cel mai important gol al sezonului pentru dinamoviști, cel al lui Denis Șerban din derbiul cu Steaua, i-a fost dedicat tot lui Hâldan, iar mingea cu care a fost înscris a fost scoasă la licitație pentru a ajuta fundația care poartă numele unicului capitan. Hâldan, unicul capitan. Scandarea fanilor lui Dinamo amintește de cea mai mare tragedie modernă a fotbalului din România. Un fotbalist de milioane, sufletul lui Dinamo 2000 mor pe teren. În fiecare 5 octombrie, Dinamo și fotbalul din România suferă pentru o amintire crudă. Prăbușirea lui Hâldan pe terenul din Oltenița. După 6 ani, nimeni n-a aflat de ce a avut loc tragedia. Bravo, tata, îmi place, tata. Să băiatul meu să văd. Să-i bateți pe toți. Așa ne ajută la fiecare meci. Nu e uitat. Nu e uitat niciodată. Și nu o să fie uitat. Să nu vă spun prima vă zic. Știți cât mă încălzesc, că nu vă zic. Și nu a cam ești tare.